Revenim în direct la cazul Elodia, poate ultimul episod în această seară. Alături de mine în continuare în studio avocatul Pompiliu Bota cu ultimele date oficiale din acest dosar, iar Stelian Ogică împreună cu cascadorul Iulian Onel, cu Larisa Arhip, pe drum spre locul unde se află îngropată Elodia. Așa spune domnul Ioan Marc, cel inițiat în radiestezie. Acum vedeți aceste fotografii exact cu locul în care este, să zicem așa, depozitat acum Elodia și în mișcare îl vedeți pe domnul Ogică. Mă auziți acum, domnul Ogică, pe unde ați ajuns? Bună ziua, bine v-am găsit. Acesta este un documentar despre locația mormântului Elodia. Priviți, a fost găsită în această pădure, la marginea unui sat liniștit numit Bordeni. Aceștia sunt martorii, Trițu și Cristi. Priviți mormântul. Aceasta este crucea. A fost făcută de către un localnic dulgher din acest sat pe nume Lăutărescu. Priviți-o. Asta e Dumnezeu să o dignească.